Dis de dimineață, polițiștii împreună cu inspectorii sanitari veterinari au descins în cea mai mare piață constanțeană din cartierul Tomistrei. La magazinul unde se descoperise carne expirată, anchetatorii au stat 4 ore, cercetând fiecare lot de marfă, pachet cu pachet. Au descoperit saci întregi purtând eticheta unui hipermarket specializat pe vânzări angro, care conțineau preparate din carne cu data de valabilitate de mult depășită. În orele ce au urmat au fost scoase din magazie 10 de lăzi pline cu mezeluri, slănină, jumări și pachete cu carne congelată, toate expirate de mult, care fusese răpuse la vânzare sau urmau să fie vândute. A fost o surpriză de proporții pentru toată lumea. Patronul magazinului era anchetat de fisc pentru evaziune și de către poliția economică pentru folosirea de instrumente de plată false ori fără acoperire în bancă. În timpul percheziției, anchetatorii au dat peste marfa stricată ce era vândută în galantare. Polițiștii de investigare a criminalității economice constanțeni, având activități specifice într-un dosar de evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor Curții de Apel Constanța, au descoperit aseară aproximativ o tonă de carne expirată într-un magazin din piața Tomistrei. Întreaga cantitate urmează a fi ridicată pentru a fi distruse, iar administratorul încă de aseară a fost reținut de către polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Localnicii care s-au aflat la orele prânzului în piața Tomistrei au rămas consternați, chiar dacă aveau bănuieli în ceea ce privește calitatea produselor comercializate în magazine. Și carne stricată și pește stricat am cumpărat. Niște hoți! Poate mai ceva decât hoți. De multe ori iei punga, ambalată, ți-o mai bagă într-o sacoșe și când ajungi acasă, îți dai seama că ai luat o stricată. Nu mi s-a părut bună, n-am putut așa să o mănânc, drept să vă spun. Am luat puțină, n-am luat multă, dar mi s-a părut un miros greu, un miros așa neplăcut, cum să spun. Și eu n-am mai luat de atunci, n-am mai intrat aici în magazin. Carnea a fost distrusă într-o unitate specializată în neutralizarea produselor toxice. Patronul a fost reținut pentru 24 de ore. Pe numele lui au fost formulate 10 capete de acuzare, printre care evaziune fiscală, înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Omul de afaceri a mai fost implicat și în alt scandal în septembrie 2014. Atunci a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a plana un conflict între el și o clientă. Femeia se plângea atunci că bărbatul ar fi lovit-o în momentul în care a încercat să obțină banii pe un produs depreciat.